Având în vedere că este și ultimul joc, înaintea sărbătorilor, jucăm acasă, în fața suporterilor noștri. Ne dorim să avem o evoluție bună și implicit să câștigăm cele 3 puncte, pentru că avem în continuare mare nevoie de cele 3 puncte. Sunt convins că jucătorii vor face tot ce va depinde de ei. Cred că și fizic și mental sunt foarte bine. Cred că până la ora jocului vor fi toți conștienți de importanța jocului. Cum se prezintă terenul? Cum poate să se prezinte în această perioadă? Ați văzut toate terenurile destul de grele. Să sperăm că va fi terenul bun la ora jocului. Dar, cum va fi pentru noi, va fi și pentru cei de la Dinamo. Aveți deja plane făcute pentru vacanța de iarnă? Am discutat și ieri, 2 ore am stat cu președintele și am discutat. Să mai avem o discuție luni dimineața, după jocul cu Dinamo, și vom stabili tot programul, începând cu data de 5 ianuarie. Ați creat așa și campania de transferuri, cam cine a plecat, cine a trebuit să vină? Încă nu am stabilit. Mai avem un joc foarte important. Acum toată atenția noastră este asupra acestui joc. Și avem timp să punem toate lucrurile la punct. Depindem de mai mulți factori. Vom vedea care va fi situația. Oricum, reunirea va fi pe 5 ianuarie, după amiază la ora 3. Apropo de acești factori, săptămâna asta trebuie să intrăm în salariul meu. Sincer, da, am auzit, știu. Chiar am avut o discuție cu băieții astăzi dimineață. Am spus că nu vreau să ne gândim la aceste lucruri acum. Acum, cel mai important pentru noi este partida de duminică. Ar fi foarte, foarte bine pentru noi, foarte frumos să încheiem cu o victorie și în fața unei echipe foarte bune. Știm cu toții ce reprezintă Dinamo. Vin și după calificarea din Cupa României. Aș vrea să vină mai mulți suporteri? Mi-aș dori să fie stadionul plin. Cum am spus și mă repet, cred că băieții au dat dovadă de caracter și cred că merită să fie susținuți. Acum vom vedea dacă va fi stadionul plin. Eu mi-aș dori și jucătorii își doresc acest lucru. Oricum, cei care vor veni duminică la acest meci, sper să plece în vacanță mulțumiți, în concedii mulțumiți de jocul echipei, dar și cu cele 3 puncte pe care sper eu să le câștigăm. Nu. Exact. Probleme de lot mai mult? Probleme mari de lot nu avem, știți problemele care le-am avut în continuare, Târșa și Chelaru care nu fac parte din lot. Ceilalți jucători sunt apți pentru această partidă. Și aproape de revenire, sincer, în acest moment nu pot să vă spun, Golubovici nu și-a încheiat contractul cu Steaua, este jucătorul Stelei și nu aș vrea să vorbesc despre jucători de la alte echipe.